să fie plină de viață, adică de credință vie, de fapte, să fie plină de Duh Sfânt prin prezența celor care sunt aici spovediți și împărtășiți și care se vor mai împărtăși și în seara aceasta la liturghia de noapte și mâine la liturghia de zi. Să fie plină ograda de căldura sufletelor voastre. Deci, faptul că dumneavoastră ați rupt din timpul liber și sunteți în ograda Maicii Domnului, să ascultați la onomastica ei două, trei cântări duhovnicești, două, trei slave, strofe din Prohod și să trăim momentul ca atunci când, de fapt, ea pleca la cer în clipele și în momentul acela, este cu adevărat o faptă via credinței cele adevărate și drepte. Acest semn al credinței drepte, Hristos l-a spus, după faptele lor îi veți cunoaște. Atât zona vasuliană în general, cât și zona bârladului, sunt oricum zone de interferință credincioasă, prin faptul că am spus-o de zeci de ori și niciodată nu mi-e jenă, ca să spun, că tot ce s-a făcut în ograda aceasta a mănăstirii este truda și banul dumneavoastră. Călugării nu au o comoară pe care o țin ascunsă undeva și o scot din ea, nu au o fântână de bani, nu au o fabrică de multiplica bani, ci acel un leu de la lumânare, acel 5 lei de la pomernic, acel 2 lei de la o iconiță, acel 3 lei lăsat în cutia milei, sau acel pomernic anual sau ctitorie pe care îl duceți la Sfântul Altar, este toată jertfa și osteneala a ceea ce vedeți dumneavoastră. Ea nu se mută de aici niciodată și nimeni nu poate să o batjocorească, că este sub puterea și lucrarea Duhului Sfânt. De aceea, orice jertfă cât de mică, nouă neștiută, că nimeni nu mai poate ține minte câți muncitori s-au ostenit în ograda asta, câți meșteri au stat și au trudit în ograda asta, câți oameni au adus o pâine sau un ulei sau un zahăr sau câți oameni au adus o sacoșă cu alimente, acestea pot fi scrise nu doar în registrele care se pomenesc în altar, nu în pomernicile care se pomenesc la utrenie sau la vecernie, nu în carnețelele din Sfânta Masă, ci, exact cum spune în Scriptură Hristos lui Petru, Doamne, dar noi dacă am urmat Ție și le-am făcut toate pentru Tine, nouă ce va fi? Și știți ce îi spune Dumnezeu? Petre, să nu te bucuri nici când vezi minuni, să nu te bucuri nici când izvolești demon, să nu te bucuri nici când înviezi morți, nici când vindeci bolnav. Să fiți bucuroși și să vă bucurați că numele dumneavoastră s-a scris în Cartea Cerului. Ori de câte ori, din ziua din care Preasfințitul bătrân Ioachim, omul Dumnezeu și binecuvântarea lui Iisus în chip văzut pe pământ, a binecuvântat locul acesta cu moaștele de la Sfânta Masă și a spus veșnică pomenire ctitorilor sunt locașul acesta. De atunci, din clipa și din ziua aceea, fiecare 5 lei ai dumneavoastră sunt zilnic pomeniți în cer, pentru că mănăstirile nu sunt altceva decât truda poporului. Ele fac uneori cu ochiul sau stârnesc invidia, la unii le stârnesc credința, la alții le stârnesc admirația, pentru alții este un vierme neadormit care stârnește anticristul adormit din ei, pentru alții este motiv de hulă, pentru alții este motiv de binecuvântare, dar totuși mănăstirea rămâne sfântă scriptură deschisă la poalele dealurilor sau ale munților, în poienile cu flori sau însorite, unde Dumnezeu vine și se desfătează și se odihnește peste lucrarea mâinilor sale. În clipa când noi stăm de vorbă, vă pot asigura de două lucruri. De cetele de îngeri care stau și păzesc poiana și pe dumneavoastră că vă au în primire de la Sfântul Botez, de prezența Maicii Domnului care și-a ținut timp de câteva ore acoperământul, și aici nu este un strop, este uscat, este praf, am văzut și prin pădure când am venit, pe când în Iași de azi dimineață picură și plouă. Deci, toată ziua
Când a plouat, când s-a oprit, când a plouat, când s-a oprit. Și Maica Domnului a zis, fiule, în Poiana Bujoreni, vin prietenii mei la onomastica mea, te rog, dă o boare de vânt să ducă norii în altă parte unde sunt holde și să plouă acolo. Și iată-ne în ograda mănăstirii, sub paza Duhului Sfânt, ocrotiți de stropii de ploaie care nu mănâncă oameni, ci din contra îi binecuvintează și le umezește truda și oboseala, dar nu vrea Maica Domnului, prin puterea ei, să ne strice buna dispoziție sufletească și duhovnicească, prin care noi ne-am adunat cu plăcere la acest eveniment adresat direct Maicii Domnului. Trebuie să mergem cu ideea că Maica Luminii are puterea asupra Luminii, ea merge numai pe cărările Luminii, dacă vă veți uita în icoana Adormirii, veți vedea că personal Fiul Său coboară și ia sufletul în brațe ca pe un prunc și pleacă în cântări de îngeri cu El la cer, să arate îngerilor taina cea din veci ascunsă și de îngeri neștiută. Prin tine, Născătoare de Dumnezeu, s-a arătat. De aceea când spunem noi și în slujba parastasului, spunem așa, pe Dumnezeu am vedea nu este cu putință oamenilor, pentru că la El nu putează să caute nici o știri de îngerești. Dar văzându-L pe cuvântul întrupat, pe cine? Pe Hristos omul, pe Fecioara o fericim. Ce știm noi din Sfânta Scriptură despre Hristos omul? Că și-a asumat prin cruce și înviere toate păcatele noastre și a vrut să spele neamul omenesc de păcat. N-a suferit să-l vadă chinuit de diavol și de stricăciune. De aceea a ales să se răstignească și nu pe orice fel de lemn, ci pe lemn din pământul acesta bătătorit de tălpile noastre, lemn crescut în pământul creat de Dumnezeu, care s-a numit cruce. Deci noi nu cinstim crucea, ci lumina. Nu cinstim crucea ca semn, ci învierea. Nu cinstim crucea, ci cinstim jertfa. Nu cinstim crucea în sine, lemnul, ci cinstim sângele celui ce a pus pe ea și l-a făcut lemn de viață fericit. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că acum când noi suntem aici și poate Evanghelia e propovăduită în cel puțin 100 de limbi de pe fața Pământului, încă dușmanii crucii lui Hristos neagă Mariologia Maicii Domnului, explicând că e o femeie ca oricare alta. Ce bine ar fi ca toate femeile să aibă bucuria pe care a avut-o Maica Domnului. Să vadă îngeri la nașterea lor, să vadă magi cu daruri la nașterea lor, să vadă stele din cer și îngeri cum cântă și păstori și popoare care se închină fiilor lor. Dar se pare că rolurile se schimbă și deși Maica Domnului e prototipul absolut de mamă luminată, totuși mamele noastre au fii care uneori se închină ei întunericului sau caută întunericul. Poate din neștiință, poate din necunoaștere, poate din modernitate, poate din nebăgare de seamă, din slaba pregătire sufletească, din slaba pregătire duhovnicească, din slaba lucrare educației. Dar totuși, aceste mame sunt binecuvântate de Dumnezeu și pot scrie cărți întregi cu ele când vin la toate icoanele făcătoare de minuni din toată țara românească și când vorbim de țara românească, vorbim de regiunea Transilvaniei, unde Maica Domnului este cea mai lăudată, cea mai cinstită, cea mai iubită, cea mai cântată și cea mai preaslăvită. Și Moisei, și Niculă, și Rohia, și Vixabu, toate astăzi sunt cu mii de credincioși în ele, care nu fac altceva, ci de aseară, ca și dumneavoastră, au cântat permanent imne de slavă, cele ce o numim
împărătesei celei mai alese decât toată făptura, mai înaltă decât cerurile și strălucirile soarelui, împărătesei cele mai alese de pe tot pământul. Maicii Domnului îi aducem cântări de laudă. Aceste laude se răsplătesc prin toate reușitele și dorințele dumneavoastră, simple la prima vedere, grele la prima încercare, dar duse la izbândă prin statornicie și credință. Duse la izbândă prin voința de sine, prin îndrăzneala de sine către Dumnezeu, prin curajul de sine către Dumnezeu, prin stăruința în rugăciune către Dumnezeu și prin nezdruncinata credință în fața primejdiilor și încercărilor care vin și trec peste neamul omenesc, peste neamul românesc și peste neamul ortodox. Deci am spus neamul românesc? Toată lumea suspină. Toată făptura se chinuie. Tot globul este în durere și în suspin. Nu există o palmă de pământ în ceea ce numim noi planeta Pământ, unde să nu fie durere sau foame sau suferință. Dar și această durere, și această foame, și această suferință are multiple cauze. Primul este Satana, dezbinătorul, care vrea ca oamenii să se ucidă între ei. Își prelucrează și el prin știute calcule demonice, drăcești, îngerești și luciferice, venirea trimisului său, așa cum și Dumnezeu l-a trimis pe Fiul, Dumnezeu Tatăl. Deci venirea Antichristului. El lucrează încet și cu pași mărunți, pipăie pas cu pas, dar știe două lucruri. Dezbinarea este haina Antichristului, el strălucește de bucurie. Ura, vrajba și răutatea, hrana Antichristului. Iar suferința oamenilor este viața lui, este sângele lui. Când oamenii se urăsc sau se dușmănesc, sau se ceartă, sau se urăsc, sau se războiesc, sau se ucid între ei, Antichristul triumfă. Acest Antichrist a lăsat trilogii întregi peste cartea Apocalipsei și mii de scrieri în care fiecare l-a descris cum i s-a părut lui mai interesant. Dar acest Antichrist nu e decât un neputincios, o întrupare a diavolului dintr-o femeie destrăbălată, nu știu dacă are tată, probabil trebuie să emită pe Hristos, și vine în lume și sub chipul smereniei, cum zice Pavel, ia chipul Îngerului de Lumină, ca să te ducă în eroare, vine și cu bunătate și cu smerenie falsă să te atragă, și dacă ne uităm, vine în Apocalipsă, găsim ceva, că Antichristul poate face și minuni ca să le emită pe Dumnezeu. Și ce face? Când s-a dus Moise și Aron la faraon să ceară ieșirea poporului din robie, faraon avea niște magi care făceau niște semne și făceau niște șerpi din toiegele lor. Moise a aruncat și el toiacul și șarpele lui Moise a înghițit pe șerpi aceia făcuți de magilor, de fermecătorilor. Arătând că puterea lui Dumnezeu biruiește puterea răului. Antichristul va avea și el fachiri cu el. Va avea această putere demonică de a preface multe lucruri interesante care par mirare în ochii lumii, tocmai pentru a câștiga încrederea, și va face și el minuni tocmai ca să atragă lumea în curse. Dar vor veni cei doi mari profeți, Enoch și Ilie, care vor ucide aceste farmece și înșelări și arătări și falseuri ale lui Antichrist, vor fi uciși, vor sta 3 zile în Ierusalim, în mijlocul cetății aruncați, și apoi vor învia, pentru că trebuie să vină învierea de obște, și vor propovădui venirea lui Dumnezeu. Acesta e Antichristul pe care voi trebuie să-l urmăriți și să aveți grijă de el, care vine sub formă de înșelare, de dezbinare, de distrugere, și lui Antichrist nu-i plac 3 lucruri. Nu-i place postul și rugăciunea.
Așa a spus Hristos. Acest soi de dragi nu iese decât cu post și rugăciune. Când un om nu poate posti că e bolnav, nu-l are pe Antichrist. Dar când nu vrea să postească, Antichrist crește în inima lui. Când nu se roagă omul, Antichrist crește în inima lui. Și ultima și cea mai mare armă pe care o iubește Antichrist este întunecata și mizerabila desfrânare. Dacă ne uităm la acest capitol, fără a stingeri curăția Maicii Domnului, fecioria Maicii Domnului, lumina Maicii Domnului, adâncul de smerenia Maicii Domnului, putem spune că întreg pământul este bântuit de puii lui Antichrist care vor să semene peste tot dezmățul în lume. Tot ce vedeți, propaganda bolnavă, lunăticească, a tuturor formelor de vețuire afară de cea ortodoxă, care sunt în contradicție cu Sfânta Scriptură, care sunt în contradicție cu episodul de la Sodoma și Gomorra, care sunt în contradicție cu familia primordială creată de Dumnezeu, cu familia binecuvântată de la Cana Galilei, care sunt în contradicție cu sfaturile lui Iisus de la casa lui Zaheu Vameșul, care sunt în contradicție cu învățătura lui Iisus de la casa Martei și a Mariei. Maria, partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și ce auzim că spune acolo femeia simplă din popor, neteologă? Ferice de pântecele ce te-a purtat. Ferice de sânii la care ești tu. Și totuși Iisus nu se lasă copleșit de aceste două fericiri, ci vine El și spune o fericire și mai înaltă. Sunt fericiți toți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl păzesc și dacă îl împlinesc pe El. Deci asta este ținta prin care Maica Domnului ne-a demonstrat că s-a repetat cu Fiul Său. S-a suit Iisus în munte și s-a făcut nor de lumină și au căzut apostolii ca niște morți, au adormit, arătând ucenicilor slava pe cât li se putea, și Maica Domnului este astăzi împărăteasa luminii